pentru jucătorii care au evoluat în echipa națională un anumit număr de meciuri, Federația Română de Fotbal i-a categorisit categoria 1, categoria 2, i-a inclus în niște ierarhii, s-a dus și a făcut lobby la CNFPA, la Centrul Național de Formare pentru Antrenori, în toate sporturile, da? Și a obținut demararea acestui curs pentru acest tip de jucători. Jucători care nu și-au încheiat studiile cu diploma de studii liceale cu diploma de bacalaureat și care să poată să urmeze cursurile să devină antrenori, neîncălcând nicio lege. Da? Bun. E, în situația asta, Mihai Pintilie iese la televizor și spune ce a spus despre cel care până la urmă încearcă să-l ajute, chiar dacă este impopular în momentul ăsta. Este ca și cum te-ai supărat pe părintele care te ceartă că nu te duci la școală, dar face toate demersurile ca tu să poți intra la o școală. Nu, la o facultate și n-ai terminat școala. Sau așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu recunosc pe Mihai Pintilie, dar pot înțelege sub ce presiune se află acolo, în locul unde este angajat, să facă ceea ce face. Aștept să lămurească singur odată cu trecerea timpului și normal că dacă aș fi în locul lui Lucian Burchel după un timp, aș cere și să, nu știu, să-și ceară scuze pentru ce a spus aseară. Pentru că eu știu cât bun simț are Mihai Pintilie, l-am cunoscut, am stat cu el la echipa națională, l-am cunoscut și înainte de echipa națională, îl știu de pe vremea când juca la Pandurii Târgu Jiu și aveam o impresie extraordinară despre el, îl știu ca om, nu este el acesta și cu siguranță își va da seama de eroarea care a făcut-o și cu siguranță își va cere scuze. Da.